Salut, suntem în masivul Cehlău pe vârful Toaca la minus 6 grade și vreau să văd dacă pot să fotografiez cometa asta, A3, Atlas, cum se cheamă, pentru că ce că se vede și cu ochii liber. Problema e că nu am la mine un obiectiv ca lumea pentru poze de noapte, am panorama asta vechi de vreo 40-50 de ani. E un Industar 50 F3,5. Da, deci s-a lăsat întunericul, a apus soarele și ci că se vede în partea de vest după apus. Deci să fie lumină slabă, așa cum e acum. Și să văd ce pot să fac cu aparatura din dotare. Tocmai am pus și un timelapse cu GoPro în partea cealaltă înspre est. Se vedea umbra vârfului Toaca la apus și imediat a ieșit luna plină. Până una alta, haideți să vă arăt de aici până aici, tot este creasta Făgărașilor. Ați văzut-o în clipurile mele mai vechi, filmată cu zoom, cu toate jucăriile posibile. Este ora 7 fără 10, seara bineînțeles. Încă este multă lumină în vest de la apus, nu văd nimic cu ochiul liber. Trebuie să o văd, altfel nu știu unde să orientez aparatul să-i fac poză. Hai să vă arăt și peisajul în vest. Creasta e din zare, vârfurile alea de departe, munții Rodnei și aici Călimani. Până una alta am mai tras câte o poză înspre lac, înspre Piatra Neamț. Și una spre Poiana Teiului. Ia ce frumos se vede. Da, deci așa se vede live pitele pe aparat. Cometa în partea de sus, dar trebuie să-i dau drumul la poze, să fac fotografii, că pe video nu se înțelege mai nimic. Obiectivul e slab și abia reușesc să fac poze. Da, cam asta e tot pentru azi, că am văzut și cometa, se mai poate vedea până la sfârșitul lunii octombrie 2024, după aia, peste vreo 80.000 de ani, de câte am înțeles. Ce pot să zic? Mulțumesc pentru vizionare și dacă vă plac pozele de genul ăsta, hai că vă mai pun câteva poze mai bune, cu un obiectiv mai bun, pe timp de noapte, de aici, de sus, de pe Cehlău, Toaca. Gata, pa, spor la toate, sănătate multă la toată lumea!